Alo, bună seara. Să rămână, doamnă, tipulețul cu doctor Felix, doamnă, urmărie de mașini, cu focuri de armă, cu... Sau unul-i băgat în portbagaj, a luat cu ei. Ați văzut un număr de mașină? Nu am văzut, doamnă, niciun număr, erau niște gorile de-astea. Era, e o Mercedes aici, doamnă, bușit, care au reușit să fugă, băieți, B21 PSF. Și un... B21 PSF? Da, da, pe băieții ăștia au folosit focuri de armă? Da, doamnă, da, trag vreo 5-6 focuri. Vine de la IGP, uite, să urmăresc de departe, despre încolo, despre Ștefan cel Mare, de la IGP și aici băiatul ăsta, comerțanul pe care urmărea, a intrat în stâlp. A intrat și... în stâlp. Așa. Da, și a dat jos de mașină, a fugit și l-a prins băieții ăla care l-a legat cu BMW-ul. Un BMW X5 avea. Și aia cu BMW-ul X5 s-a dat jos, a tras cu, l-a bătut, a tras în el cu pistolul și l-a luat și l-a băgat în portbagaj cu unul. Și unul a reușit să fugă pe Titulescu spre Banu Manta acolo. Trimiteți aici echipaje, repede. Trimitem echipaj. Problema este cine sunteți noastră, că dacă mai avem nevoie de relații, să vă putem contacta, cum vă cheamă. Da, doamnă, eu sunt un taximetrist care eram staționat aici. Taximetrist, cum vă cheamă? Doamnă, sunt atâtea persoane, trimiteți aici echipaj și gata. Eu deja am trimis acolo, dar... Da, gata, a venit să rămână, la revedere. Sectorul 1 a recepționat... Da. Da, ați trimis și noastră, să-l trimiți da. De la BPR? Da. Invitați în studio